Două persoane au decedat în urma unui cumplit accident de circulație produs aseară în județul Bistrița-Năsăud, între localitățile Șintereag și Beclean. Autoturismul a intrat într-un tir care circula în fața sa. Accidentul a avut loc pe drumul național 17 în județul Bistrița-Năsăud, între localitățile Șintereag și Beclean. Din primele informații reiese că un autoturism a intrat în plin într-un tir care circula în fața sa. În urma impactului, două dintre cele trei persoane care se aflau în autoturism au decedat. Accident rutier cu trei victime, dintre care două încarcerate, ambele victime încarcerate găsite în stop cardiorespirator. Nu s-au efectuat manevre de resuscitare, întrucât prezentau leziuni incompatibile cu viața. Șoferul a fost singurul care a supraviețuit, acesta fiind transportat la spital. A treia victimă, conducătorul autoturismului, este în stare critică, prezintă multiple leziuni. Deocamdată este în serviciu de urgență, se continuă investigațiile. La locul accidentului au intervenit un echipaj de descarcerare grea de la Bistrița, unul de descarcerare de la Beclean, două echipaje de prim ajutor, unul de terapie intensivă mobilă și unul al serviciului de ambulanță județean. Echipajele de intervenție au găsit trei victime, dintre care două încarcerate. Conducătorul auto a fost găsit în afara autoturismului. Intervenția a fost dificilă din cauza faptului că aproape întreg autoturismul a ajuns sub autotren. Șoferul tirului are 26 de ani și este din Borșa. Acesta spune că venea dinspre Maramureș și se îndrepta spre Reghin. Venea spre Reghin și fac o bucnitură din spate și m-am oprit. Acesta a intrat pe DN17 înainte de Beclean, la o intersecție și a început să accelereze. Ajuns la 50 de km la oră, acesta susține că a auzit o bufnitură în partea din spate a tirului, iar când s-a dat jos a constatat că cineva a intrat în el din spate. Nu știu câtă viteză, 40-50, când mi-am demarat de aici viteza și gata, a fost bufnitura și m-am oprit. Tinerii decedați au 23, respectiv 22 de ani.